ce i-a dat acolo? Cunuielele. Cunuielele. În urmă cu câteva zile, adolescentul a sustras 50 de lei din casa celor care de ani de zile le asigură mâncarea și hainele. A fost prins de proprietar care, supărat, a decis să-i aplice o corecție. L-au legat și de mâini și de picioare, l-au legat cu frânghia, l-au legat și cu sârma de mână, unul l-a ținut și altul l-au legat. După ce l-au legat, l-au bătut cu nuielele. Dar de ce? L-au târât, a furat de la o prietenă de-a mea 500 de mii și la o femeie bătrână a intrat peste ea în casă. Cum a scăpat din mâinile agresorilor, adolescentul a sunat la poliție și i-a reclamat pe bătăuși. Apoi a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Deși el și-a recunoscut fapta, iar mama lui și-a retras plângerea, cei trei bărbați, care și-au făcut dreptate singuri, sunt cercetați pentru lipsire de libertate și loviri. Doi dintre ei sunt deja în arest la domiciliu. Toți trebuie să înțelegem că nu ne facem lege de unii singuri, sunt organe abilitate, iar într-o astfel de situație, cetățenii trebuie să sizeze organele de poliție pentru a lua măsuri legale. Ei trăiesc de la mine, eu l-am luat la mine, el a furat de la mine și nu prima dată, de mai multe ori și de la toată lumea. Dar dacă nimeni nu-i face nimic, ce să-i facem? Să intre în gaz peste noi, să ne dea în cap, să ne omoare? La doar 14 ani, Marius a ajuns spaima localnicilor din comuna Doljană-Drănic. De câțiva ani, băiatul fură tot ce prinde și de oriunde se plâng oamenii. Păi dacă nu se ia nicio măsură pentru el, trebuie o măsură luată șeful și pentru el. Nu, nu-l condamn. Pe el îl condamn și pe mamă de copil. Mi-a luat și mie 100 de lei odată. Și? L-ați prins? Păi... L-ați bătut? Nu, nu l-am bătut, că dacă îl bat, ce să dai în copil? Era... Am trecut, s-a întâmplat treaba. Am găsit chetroiul pe masă. Dacă intram în casă, el căuta bani la mine și când m-am dus în casă, el n-a mai fost în casă. Am găsit chetroiul pe masă și l-a luat 50.000 de pe masă. Și chetroiul pus pe masă. Dacă intram în casă, îmi dau el în cap. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei riscă să stea după gratii până la 7 ani. Cercetat este și băiatul. Polițiștii au strâns 8 plângeri împotriva lui. Minorul urmează să fie supus unei expertize medicale pentru a se stabili dacă a avut discernământ în momentul comiterii faptelor.